nu a faultat. Încă o dată faza, apariție vijelioasă a lui Ovidiu Popescu și Ghichievici reușește să agațe balonul acolo. Îi provoacă această greșeală, dacă vreți. Îl forțează pe rusul să greșească, mai corect spus. Ghichievici a fost inteligent, i-a luat fața portarului advers și rusul de la spate intervine neregulamentar. Minutul 51, vom intra în curând în minutul 52, penalti pentru FCSB aici la Pitești, se pregătește să execute Florin Tănase, cel care, vă reamintesc, este fără gol marcat în această ediție de campionat, deși a punctat de 4 ori, el a făcut-o numai în, sau doar în preliminariile Europa League. Nu a reușit să puncteze deocamdată în această ediție de campionat. Moment extrem, extrem de important al jocului. Vă reamintesc că pe finalul primei reprize, Mihai Roman a trimis în bară, față în față, Tănase și portarul Denis Rusu. Tănase înscria din penalti la ultimul meci direct dintre cele două formații, victoria FCSB-ului la Iași cu 2-1 în noiembrie anul trecut. Tănase față în față cu Rusu. Tănase, gol! 1-1, execuție sigură, a apărut ușor ezitant noul capitan al FCSB-ului după ieșirea lui Mihai Pitili. În cele din urmă însă a reușit să scuture plasa. 1-1 așadar din minutul 52, marchează din penalti Florin Tănase. Revedem faza, el a executat acea aruncare de la margine, dar atenție, atenție la această fază, mingea este scăpatului de joc de către Ovidiu Popescu. Arbitrii acestei partide nu au văzut acest lucru, faza a continuat și Rusu l-a oprit neregulamentar în propriul careu pe Ghichievici. Arbitrul Bârsan a acordat penalti, un penalti transformat de Tănase, dar acea minge jucată de Ovidiu Popescu a fost jucată din afara terenului, trebuia să fie o repunere din 6 metri pentru ieșeni.